Excelență, domnule ambasador, stimați participanți, asistăm astăzi la lansarea proiectului Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către People in Need Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. Acest proiect vine să sprijine persoanele vulnerabile prin intermediul compensațiilor financiare, prin intermediul materialelor de încălzire, prin intermediul sprijinului acordat prestatorilor de servicii sociale și prin intermediul unui studiu de estimarea gradului de îndatorare a populației vulnerabile afectate de criza energetică. Mie îmi spune Cristian Slobodiniuc, eu sunt manager de proiect în cadrul organizației People in Need Moldova. People in Need, la nivel global, este o organizație care are sedii în 23 de țări. Și doar în anul 2020, People in Need a sprijinit peste 3,5 milioane de oameni în întreaga lume. Pentru un cuvânt de salut, aș dori să-i ofer cuvânt Georgiane Cremine, care este director de țară People in Need Moldova. Mulțumesc, Cristian. Bună ziua, excelență, domnule ambasador Ianis Majeix. Stimate domnule ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, dragi participanți, atât cei care vă aflați în sală, cât și cei care vă aflați online. Avem onoarea astăzi să fim împreună pentru a prezenta o intervenție importantă ca parte a suportului oferit de către Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Acest suport vine prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă. El vine să diminueze efectele crizei energetice cu care ne confruntăm astăzi, în special efectele asupra categoriilor de populație vulnerabilă. În orice situație de criză sunt necesare acțiuni rapide și eficiente, care să ajute cetățenii să treacă mai ușor peste dificultățile care apar. Criza energetică pe care o experimentăm astăzi, din păcate, se alătură unei situații dificile care a fost generată de pandemia COVID-19, care durează deja de circa 2 ani. Rolul nostru al tuturor este să înțelegem ce putem să facem să depășim aceste greutăți, dar la rândul nostru ce putem să facem pentru semenii noștri. Ca și societate civilă, putem să contribuim la eforturile autorităților publice centrale și locale. Putem oferi din experiența noastră și putem direcționa munca noastră pentru a susține oamenii care au nevoie de asistență. Vorbim aici de vârstnici solitari, de familii cu venituri mici, categorii vulnerabile, care au nevoie de sprijin pentru a trece mai ușor peste criză. Suportul Uniunii Europene este mai mult decât binevenit și reprezintă o mână de ajutor, dar și un gest de solidaritate. În același timp, cu atât mai mult, aceste eforturi au mai multe șanse de succes atunci când sunt realizate în colaborare cu partenerii de dezvoltare, respectiv cu autoritățile publice. Eforturile noastre vor aduce mai multă siguranță în casele oamenilor și care vor beneficia nu doar de ajutor material și financiar sau materiale pentru foc, dar vor avea și confirmarea că suntem alături de ei în aceste timpuri. În încheiere, permiteți-mi să aduc mulțumiri Uniunii Europene pentru sprijinul acordat pentru persoanele vulnerabile din Republica Moldova și Guvernului Republicii Moldova pentru suportul oferit acestei intervenții. Vă mulțumesc! Cu adevărat, suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare Uniunii Europene care este prezentă în momente de dificultate. Un rol important însă în implementarea proiectului îl are Guvernul Republicii Moldova, care sprijină acest proiect și susține populația Moldovei prin diverse programe. Pentru a afla mai multe detalii, vom urmări o înregistrare video semnată de doamna Natalia Gavriliță, prim-ministră a Republicii Moldova. Bună ziua! Excelență, domnule ambasador Ianis Majeix, stimați participanți! Încă de la începutul mandatului, asigurarea bunăstării populației a reprezentat o preocupare constantă a actualului guvern, chiar dacă trebuie să gestionăm în paralel trei crize majore: criza din domeniul energiei, pandemia și creșterea prețurilor. Am promis că vom fi alături de oameni și depunem toate eforturile pentru a diminua impactul prețurilor crescute pentru energie asupra cetățenilor, îndeosebi asupra celor mai vulnerabili.
De aceea, împreună cu echipa de miniștri, am elaborat mai multe mecanisme de sprijin pentru oameni. Am majorat cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de la 500 de lei la 700 de lei pe lună. Am simplificat totodată și procedura de accesare a acestui program și am crescut numărul de familii beneficiari. Am elaborat un mecanism de compensare a diferenței de tarife pentru gazele naturale și energia termică în perioada noiembrie 2021-martie 2022 pentru toți consumatorii casnici. În total, 746.000 de familii beneficiază de compensarea creșterii prețurilor în factură pentru consumatorii casnici. În această situație de criză, este nevoie de solidaritate la nivelul întregii societăți și noi toți trebuie să fim alături de cei care au nevoie de ajutor. De aceea, apreciez în mod deosebit eforturile unor organizații precum People in Need, care se alătură guvernului în lupta pe care o ducem pentru a reduce sărăcia, pentru a combate inegalitatea socială și pentru a oferi tuturor oamenilor în dificultate speranța de care au nevoie. Mulțumesc cu această ocazie celor care se implică în astfel de proiecte, dedicându-și timpul și efortul pentru binele altora. Mă bucur că în acest demers îi avem alături pe partenerii de dezvoltare și mulțumesc încă o dată Uniunii Europene pentru întreg sprijinul acordat Republicii Moldova. Împreună, guvernul, organizațiile neguvernamentale, partenerii de dezvoltare, formăm o echipă puternică care muncește zi de zi pentru a oferi rezultate concrete pentru oameni. Vorbim astăzi de 40.000 de gospodării care, pe lângă măsurile sociale adoptate de guvern, vor primi un sprijin necesar și substanțial pentru a trece cu bine peste perioada rece a anului. Asemenea proiecte mă fac să fiu încrezătoare că vom depăși toate încercările și reiterez că împreună, prin solidaritate, vom ieși mai puternici și mai uniți din situația în care ne aflăm. Vă mulțumesc! Îndemnul la solidaritate și unitatea societății civile și a guvernului în parteneriat cu actorii și sprijinul partenerilor de dezvoltare reprezintă probabil cea mai sigură modalitate de depășire a crizelor. Aș dori acum să-i ofer cuvântul excelenței sale, domnului ambasador Ianis Majeix, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Stimate ministru, dragi participanți, bună ziua tuturor! Și personale care ne privesc acum pe platformele online. Uniunea Europeană și echipa în general oferă suport continuu cetățenilor Republicii Moldova. Pandemia COVID-19 afectează oamenii peste tot în lume și este în detrimentul în special a grupurilor vulnerabile. Criza energetică vine să suplinească în mod negativ pandemia și asta are un impact negativ asupra economiei țării în general. În decembrie 2021, Uniunea Europeană a furnizat asistență peste 6 milioane de euro Republicii Moldova pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la gaz asupra, în special, grupurilor vulnerabile în Republica Moldova. Adițional, după cum a fost anterior informat în cadrul summitului din decembrie 2021, Uniunea Europeană de asemenea furnizează un grant de 50 de milioane de euro. Acest grant va fi ca o primă componentă pentru susținerea celor mai afectați de această criză și de a întări capacitățile Guvernului Republicii Moldova în domeniul reformelor pentru sectorul energetic. Respectiv, aceste două aspecte, aceste două programe majore au ca scop final susținerea persoanelor vulnerabile în Republica Moldova. Astăzi o să aflați mai multe despre prima componentă a acestui proiect, care are scopul de a crește reziliența și coeziunea socială în rândul populației Republicii Moldova în contextul crizei energetice. Și susținerea din partea Uniunii Europene va încerca să reducă povara pe umerii cetățenilor vulnerabili. Acest proiect este
finanțat din partea Uniunii Europene și vreau să mulțumesc partenerilor noștri People in Need, organizației People in Need, pentru a accepta acest, pentru că au acceptat acest proiect de 16 luni și va acoperi un număr foarte mare de cetățeni. Diferite comunități din Republica Moldova vor beneficia de peste 1.000 de lei pentru în domeniul protecției sociale și agențiile care vor fi selectate se vor ocupa de distribuirea financiară. Bineînțeles că dacă e să vorbim de persoanele vulnerabile, ele nu pot să-și acopere cheltuielile, respectiv vor fi furnizate de asemenea și materiale pentru încălzire și peste 6.000 de gospodării vor fi acoperite cu așa fel de susținere. De asemenea, le vor fi furnizate servicii ca asistență legală, consiliere, infrastructură și alte tipuri de servicii. Mai multe proiecte vor fi implementate de către organizațiile societății civile. Ele, de fapt, unele din ele deja sunt în proces de implementare la nivel local. Pentru Uniunea Europeană este foarte important ca așa fel de susținere să fie pentru cei mai potriviți beneficiari. Iată de ce se va face și un studiu în acest sens pentru a diminua efectele negative ale crizei asupra populației. Organizații ale societății civile și jurnaliști de investigații vor fi implicați de asemenea pentru a monitoriza distribuirea potrivită și corectă a finanțelor gestionate de către Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și echipa Team Europe va continua susținerea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Și cum a fost anunțat anterior, în ianuarie 2022, Comisia Europeană a adoptat o nouă decizie care va susține Republica Moldova cu peste 115 milioane de euro și peste 6 milioane vor fi gestionate în următorii 3 ani. Scopul este pentru a asigura ca oamenii să primească asistență pentru recuperare și ajutor pe termen lung. Vă mulțumesc! Doar pentru că sunteți alături de noi la propriu și la figurat. Pentru a avea o viziune mai de ansamblu asupra acțiunilor guvernului în domeniul social, aș dori să-i ofer cuvântul domnului ministru Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, excelență, colegi. Într-adevăr, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost foarte activ în ultimile luni, nu doar pentru a implementa măsuri de compensare pentru creșterea prețurilor și tarifelor la resursele energetice, dar și pentru a crește puterea de cumpărare în general a populației. Și noi am început încă din octombrie anul precedent prin creșterea pensiei minime, prin creșterea alocațiilor sociale și prin susținerea în general a politicilor de protecție socială. În contextul crizei energetice, Ministerul a implementat mai multe programe și a beneficiat în acest sens de susținerea bugetară din partea Uniunii Europene, care a venit sub formă de suport bugetar și care ne-a permis să finanțăm în parte măsurile de compensare pentru creșterea tarifelor. În această perioadă rece a anului, guvernul a alocat deja peste 2,5 miliarde de lei pentru măsuri suplimentare de susținere a populației și, de asemenea, încă 200 de milioane de lei pentru susținerea agenților economici. În total, de măsuri compensatorii beneficiază aproximativ 750.000 de familii, pornind de la estimarea că jumătate din cei care beneficiază de ajutorul pentru perioada rece a anului sunt și consumatori de gaze naturale și beneficiază astfel de două mecanisme de compensare simultan. Instrumentele prin care sunt ajutați oamenii sunt cunoscute, au fost menționate și de doamna prim-ministru. Ajutorul pentru perioada rece anului
a fost crescut cu 200 de lei, de la 500 la 700 de lei, încă din noiembrie. Pentru asta s-a alocat un buget suplimentar de peste 500 de milioane de lei, iar costul total bugetat pentru programul de ajutor pentru perioada rece anului constituie 950 de milioane de lei. Este un efort bugetar considerabil, dar în această perioadă este și unul foarte important pentru a atenua impactul creșterii prețurilor asupra cetățenilor. De asemenea, au fost simplificate condițiile de acordare ajutorului pentru perioada rece anului, au fost extinse automat alocațiile pentru persoanele al căror drept expiră în ianuarie-februarie până la sfârșitul perioadei rece anului, fără ca să fie necesară depunerea unei noi cereri. De asemenea, la acordarea ajutorului pentru perioada rece anului în această perioadă nu se ia în calcul scorul indicatorilor de bunăstare, ceea ce va permite ca mai multe familii să intre în sistem. În facturi a fost compensat parțial noul tarif. De asemenea, conform deciziei Comisiei de Situații Excepționale, în urma ultimei majorări a tarifului la gazele naturale, pentru primele două praguri de consum se va menține tariful care a fost în lunile noiembrie și decembrie și asta de asemenea presupune un efort bugetar adițional în total pentru compensarea direct în factura creșterii prețurilor la gazele naturale. S-au alocat 1,3 miliarde de lei și de acest sprijin beneficiază circa 600 de mii de familii. De compensații la energia termică beneficiază 222 de mii de familii, în special în municipii. Este vorba de gospodăriile care sunt conectate la rețelele centralizate de distribuție a agentului termic și pentru asta s-au alocat 624 de milioane de lei. Sunt sume mari, dar este adevărat că aceste sume nu sunt suficiente, de aceea ne bucură faptul că Uniunea Europeană vine cu sprijin adițional, direcționat către cele mai vulnerabile familii și în acest sens, în cadrul proiectului, în prima fază a proiectului, 40.000 de familii vulnerabile care vor fi identificate după o metodologie elaborată în comun de People in Need și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor primi câte 1.000 de lei, ceea ce sperăm că va ajuta aceste familii să traverseze mai ușor această perioadă rece a anului. În procesul de implementare facem schimb de date cu People in Need și vom identifica împreună, vom valida listele. Așa cum a spus și excelența sa, domnul ambasador, aceste liste și mai bine zis acești beneficiari vor fi verificați după o metodologie, vor fi selectați beneficiarii care vor fi verificați ca să ne asigurăm că aceste mijloace ajung într-adevăr către familiile cele mai vulnerabile și care au nevoie de acest sprijin suplimentar. Structurile teritoriale de asistență socială vor fi și ele implicate în acest proces, au participat deja la mai multe ședințe de pregătire a acestui program și este un efort de administrare comun, dar el ar fi fost imposibil fără susținerea financiară din partea Uniunii Europene și fără implementarea proiectului de People in Need, cărora le mulțumesc. Și chiar ieri am avut o ședință de lucru în care am definitivat ultimele elemente. Sper eu că am depășit ultimele blocaje și putem deja să procedem efectiv la elaborarea listelor în urma evenimentului de astăzi. Încă o dată vă mulțumesc pentru implicare și pentru faptul că ajutați suplimentar la ceea ce poate realiza Guvernul Republicii Moldova din sursele bugetare. Mulțumim, domnul ministru, pentru discurs și pentru că sunteți foarte receptivi la solicitările noastre. Pe final de eveniment vom semna un memorandum de înțelegere între Minister și People in Need Moldova pentru a oferi un cadru legal colaborării noastre. Una din componentele acestui proiect este sprijinul financiar și capacitarea prestatorilor de servicii sociale. În cadrul proiectului ne propunem să sprijinim în jur de 20 de prestatori de servicii sociale. Până în prezent am reușit deja să sprijinim 5 organizații neguvernamentale. Pentru a ne familiariza cu activitatea lor, propun să
vizionăm un video despre care l-a produs organizația Asociația Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți. Este o necesitate umană să ajutăm persoanele care au nevoie de sprijin în această perioadă, oferindu-le cele mai stringente necesități, alimente, medicamente. Credem Eco este o întreprindere socială creată de către Asociația Femeilor de Afaceri, în cadrul căruia sunt angajate 13 persoane, dintre care 7 sunt cu dizabilități, dar persoanele cu dizabilități care au capacități de muncă. Datorită acestui suport, noi reușim să realizăm cel mai nobil scop, să ajutăm persoanele care sunt în situații de dificultate. Astfel, în cadrul acestui proiect, noi oferim prânzuri calde pentru peste 60 de persoane vulnerabile, care sunt livrate de 3 ori pe săptămână de către angajații întreprinderii sociale Credem Eco. Faptul că ei au fost cei, de fapt, care o perioadă în urmă au fost medici, au muncit, au fost simpli muncitori, au fost profesori, dar acum nu-și permit uneori chiar și o bucată de pâine. Unii din ei nu au energie electrică în casă, alții nu au încălzire, deci sunt într-o situație destul de grea. Sunt mulțumită, îmi place foarte mult, îmi place și ceea că e mâncare moldovenească. Respectiv, în unele cazuri, chiar bătrânii au zis că acest prânz care cald, care le oferim noi, este de fapt unica alimentație pe parcursul acestei zile. Deci este un lucru foarte... foarte greu de înțeles, pentru că, într-adevăr, persoanele necesită să alimenteze, să aibă acces la medicamente și tot, adică să nu fie izolate de societate, într-un fel. Deci aș vrea prin acest mesaj să aduc sincer recunoștință pentru Uniunii Europene, pentru tot suportul care a fost acordat în realizarea acestui proiect și inclusiv pentru că sunt alături de oameni, pentru grija care o portă pentru oameni. Vizionând acest video, m-am prins la ideea cum ar arăta țara noastră și comunitățile în care trăim dacă scopul nostru s-ar alinia cu scopurile organizației AFA, care își propune să ajute persoanele în dificultate. Vă invit să-l cunoaștem pe cineva care are aceleași priorități, care a fondat o organizație internațională și a rămas la conducerea acestea încă din 1992. Vă invit să-l urmărim pe Simon Panek, fondatorul și directorul executiv al organizației People in Need. Bună ziua! Dear participants, your excellencies, colleagues, let me first to apologize that I can't be with you today, but due to the other work things, I was not able to come, which is a pity, because it's a great thing that we can launch the emergency project supporting vulnerable people in the situation of energy crisis in Moldova. For myself, I was one of the young people who, after the end of the communism, had a feeling that with freedom also responsibility should come. That's why we got together, start to fundraise and provide the first aid to the often conflicts which pop up after the communism. Since that, People in Need grown in a relatively big NGO, which is known for the commitment, being close to the people, for the respect to whom and with whom we work. Need has the different codes or different impacts, and in the countries which are close to us, including Moldova, of course the need is still connected with the transition period, with the complications coming from the transition of economy, of the political system, and the situation through the decades, it's still not easy, unfortunately. For us,
It was absolutely natural about 10 years ago that we started to work in Moldova, likewise in other countries, south and east from the Central Europe, from the Czech Republic. And our interest was always to offer the things through which we went through as well. The social inclusion and protection sector, livelihoods and environmental issues, and of course governance, because the good governance is a key thing for the development of the countries, region and societies. During the COVID last 2 years, we were also able to come with the support of vulnerable groups which were affected more than others, and today we are starting the new initiative funded by EU, which will provide emergency aid for the families and people and households which are mostly hit by energy crisis. I'm very happy that we were selected. I'm very happy that the cooperation with the local and central administration in Moldova is a part of the project, and I hope that we can really help tens of thousands of people to overcome the crisis. Thank you very much. Un mesaj foarte inspirat din partea directorului general al People in Need. Aici s-a încheiat partea cu discursurile invitaților noștri. Sunt sigur că la această etapă sunteți foarte curioși să cunoașteți mai multe despre proiectul care urmează a fi implementat. Cu această ocazie aș dori să ofer cuvânt pentru o prezentare mai exhaustivă Georgianei Cremene, care este director de țară PIN Moldova. Mulțumesc, Cristian! Cerem scuze pentru detaliile tehnice. Am revenit. De slide, da? Vă rog. Ok. Bine. Mulțumim. Deci, ne revenim la prezentarea proiectului. Proiectul despre care vorbim astăzi se numește Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică. Este un proiect implementat de organizația People in Need și are o durată de 16 luni. Valoarea totală a suportului oferit de Uniunea Europeană pentru acest proiect este de 5 milioane de euro și este oferit prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă. În Republica Moldova, potrivit Biroul Național de Statistică, în anul 2019, rata absolută de sărăcie era 25,2%. Această situație a fost agravată de impactul socioeconomic al pandemiei generate de COVID-19, iar și mai recent de criza energetică. În același timp, gradul general de îndatorare al populației a crescut cu 34% până la finalul anului trecut. Această creștere reprezintă cea mai mare creștere de pe continentul european a gradului de îndatorare al populației. Situația despre care vorbim astăzi face ca acest proiect să fie cu atât mai relevant.
Proiectul pe care îl susținem oferă suport grupurilor vulnerabile afectate de criza energetică. Vorbim aici atât de suport material și financiar, dar și despre un studiu și anumite acțiuni concrete pentru care, în care vrem să înțelegem care este stadiul de îndatorare al populației și ce putem face în această privință. Suportul este destinat gospodărilor vulnerabile și aici vorbim de vârstnici, în special, de exemplu, cei care locuiesc singuri, familii cu venituri mici, familii cu mai mulți copii, persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile. Asistența Uniunii Europene va ajunge la cele mai vulnerabile categorii de populație, ce vor fi identificate în baza unor criterii clare și transparente împreună cu partenerii noștri guvernamentali. Mai mult, suportul pe care îl vom acorda se va oferi inclusiv prin intermediul prestatorilor de servicii sociale. Obiectivul principal al proiectului, obiectivul pe termen lung, este să contribuim la menținerea stabilității Republicii Moldova prin atenuarea impactului crizei energetice pe care o experimentăm asupra celor mai vulnerabile părți ale populației. Proiectul are trei componente. Vorbim de prima componentă, ce reprezintă o asistență directă, financiară și materială către gospodării. A doua componentă este o componentă de subgrantare, respectiv granturi oferite prestatorilor de servicii sociale și organizațiilor societății civile. A treia componentă se referă de acest studiu despre care v-am menționat, pe care l-am menționat mai devreme, privind gradul de îndatorare, care va fi urmat de campanii de informare și sensibilizare. Toate aceste componente, ele vin practic să complementeze programele guvernamentale deja existente și acțiunile deja existente. Prima componentă este de asistență financiară, cum s-a menționat și mai devreme, și urmărește să sprijine 40.000 de gospodării cu o compensație unică de 1.000 de lei, care va fi acordată în prima parte a acestui an. Urmează o etapă de selecție a beneficiarilor, o etapă de verificare, iar apoi va avea loc alocarea acestei compensații. A doua etapă, 6.000 de gospodării, în cea de-a doua etapă, 6.000 de gospodării vor primi ajutor de încălzire, care să-i ajute în special să se pregătească pentru iarna următoare. Aici vorbim de lemne, bricheți și alte materiale de încălzire care îi pot sprijini. Selecția beneficiarilor se va face pe criterii transparente și va avea în vedere structura familiei, categoriile de vulnerabilități, respectiv vârstnici, solitari, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile, numărul de copii în familie, dar și anumite criterii de exemplu, sursele de venit, vulnerabilitatea economică sau consumul de gaz și situația gospodăriei. Etapa de subgrantare urmărește să sprijine circa 20 de prestatori de servicii sociale și organizații ale societății civile cu sume cuprinse între 5.000 și 60.000 de euro. Aici vorbim atât de finanțare, dar și consolidarea capacităților acestor organizații. Avem 4 scheme de granturi, iar unele deja au fost acordate către prestatori de servicii sociale și puteți vedea exemple în videoclipurile pe care vi le arătăm în cadrul acestui proiect. Mai mult, un grant se va duce către o organizație media pentru a verifica corectitudinea distribuirii fondurilor, iar cel puțin un alt grant se va duce pentru a sprijini organizații care să contribuie la campaniile de informare și sensibilizare cu privire la gradul de îndatorare al populației.
Ultima etapă constă în acest studiu de îndatorare. El a venit din nevoia noastră de a înțelege în profunzime care este situația, cum criza curentă afectează, de fapt, viețile oamenilor. Astfel încât, odată ce avem această înțelegere aprofundată, putem să luăm măsurile necesare cu privire la informare și sensibilizare pentru toți actorii care pot să contribuie la îmbunătățirea situației. În concluzie, avem un mic sumar. Vrem să sprijinim aceste 40.000 de gospodării prin ajutor financiar unic, 6.000 de gospodării prin materiale pentru foc, minim 20 de prestatori de servicii sociale pentru a oferi mai departe servicii sociale grupurilor vulnerabile și studiul de care v-am vorbit mai devreme. Este un proiect complex, dar avem încredere că împreună vom reuși să-l implementăm cu succes și să contribuim la diminuarea efectelor negative pe care această criză energetică le are asupra categoriilor vulnerabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Georgiana, pentru prezentare. Precum ați văzut, este un proiect care abordează criza energetică din mai multe perspective, în cadrul căreia se oferă suport persoanelor vulnerabile în formă de compensații financiare, în formă de materiale pentru încălzire, furnizorilor de servicii sociale și pregătirea unui studiu pe gradul de îndatorare a persoanelor vulnerabile afectate de criza energetică. În clipele următoare urmează să vizionăm un alt video produs de către Asociația Obștească Neemia, care la fel beneficiază de suport în cadrul acestui proiect. Suntem bucuroși să implementăm acest proiect pentru a veni în ajutorul oamenilor în această perioadă nu ușoară. Asociația Obștească Neemia, care activează în satul Cobani și în satul din vecinătate, misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din satul Cobani, locuitorilor din satul Cobani și din regiune. În cadrul proiectului avem 5 servicii sau 5 activități de bază, cantina socială, în care vor fi de servicii cel puțin 60 de familii, asta înseamnă undeva în jur de 100 și ceva persoane care vor beneficia de cantina socială, 5 prânzuri pe prânzul cald, 5 ori pe săptămână, în perioada de 6 luni. Un alt serviciu pe care îl avem, ne bucurăm să ajutăm prin pachete alimentare, în care 40 de familii, asta undeva în jur de 120 de persoane, vor beneficia de 4 pachete alimentare pe perioada a 6 luni. De asemenea, avem un ajutor pentru persoanele cu nevoi speciale, în care vor primi pachete igienice și scutice. În jur de 120 de pachete vor fi oferite pentru persoanele cu aceste nevoi speciale. De asemenea, un alt serviciu pe care prin intermediul proiectului o să-l oferim vor fi donațiile de cărbune, în special în perioada rece a anului. 100 de familii vor primi ajutor cu 300 de kilograme de cărbuni pentru perioada aceasta rece. Asta înseamnă probabil că în jur de 200 și ceva de persoane care vor fi ajutați în acest fel. Și în primăvară intenționăm să oferim o donație de semințe de legume în care oamenii pot să-și cultive legume în grădinile proprii pentru că să aibă necesarul de hrană. Când vorbim despre beneficiari, probabil putem vorbi în jur de direct și indirect beneficiari, putem vorbi peste 1.000 de persoane care vor fi ajutați în această perioadă nu ușoară pentru mulți, această perioadă de criză energetică. Este un proiect cu impact, însă un proiect care îl putem implementa doar în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. În clipele următoare vom asista la semnarea memorandumului de înțelegere între organizația People in Need Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acest document ne va oferi posibilitatea și va forma un temei legal de colaborare pentru o implementare cu succes a proiectului împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică.
Aici se încheie evenimentul de lansare a proiectului împreună susținem populații vulnerabile afectate de criza energetică, însă implementarea asiduă acestui proiect continuă. Țin să mulțumesc repetat Uniunii Europeană pentru sprijinul oferit și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru o colaborare eficientă. Prin intermediul proiectului sperăm să aducem căldură în casele voastre la propriu și la figurat. Mulțumim! Again. Merci. Da. Mulțumesc. Da, mulțumim. Da, mergem și noi.